Moldova este un stat al cărui nivel de democrație este într-o continuă scădere, țara noastră fiind retrogradată la statutul de regim hibrid, după ce până acum a fost considerată ca fiind o democrație defectuoasă. Cel puțin asta arată datele unui studiu al companiei britanice Economist Intelligence Unit, care acordă țării noastre un rating de 5,8 pe o scară de la 1 la 10. Studiul compară 60 de indicatori din 5 categorii mari, procesul electoral și pluralismul politic, funcționalitatea guvernului participa politică, cultura politică, democratică și libertățile civile. Moldova stă cel mai prost la capitolul cultură politică și funcționalitatea guvernului. Cel mai mare rating 6,5 Moldova l-a avut în anul 2006 pe timpul guvernării comuniste. Norvegia, Islanda, Suedia, Noua Zeelandă și Danemarca sunt în această ordine cele mai democratice state din lume, în timp ce Republica Centrafricană, Congo, Siria, Chad și Coreea de Nord sunt la coada clasamentului.